Salut, Trenfani, și mi-ați luat episodul 22, draft, pentru că mâine deschidem pachetele la Team of the Season Anglia, pentru că 100% ne dă ceva bun ca data trecută, adică nimic, dar nu e nicio problemă, măcar ne încercăm șansa. Dacă vă place seria, nu uitați să dăm și butonul like, e foarte important să vă abonați și legendar de mi-ați deja, să dați un follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul HTXPKG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, dacă vrei jocuri ieftine, găsiți pe G2A, link-ul aveți în descriere, bineînțeles, cât pe Fortnite Shop. Am mai făcut un draft înainte de ăsta, n-o pica nici măcar un icon, n-o pica nici măcar un card interesant. Cel mai bun card pe care l-am avut în draft a fost Daka, nu mai știu ce card are special, Future Stars, Future Mort, avioane și tractoare. Deci hai să mai încercăm încă o dată, dacă nu asta este, dacă n-a apărut episodul joi, n-a apărut pentru că a ieșit draftul Bocan. Bun, 4-2-2, o să iau din nou 4-2-2 sau 4-1-2-1-2. Hai că iau 4-2-2, tot asta am luat și la draftul trecut și o fost de ea. Ok, de data asta începem totuși cu un icon, o să luăm pe Nenea Gattuso sau pe Silas. Bă, hai să luăm pe Gattuso, că data trecută n-a avut icon, măcar de data asta să avem un icon. Hai să vedem, se poate? Mbappe de 94, începem un pic mai bine, să vedem cum continuă. Bunicel, ok, aici este greuț. Dacă luăm pe ăsta, nu prea avem cu cine să-i facem chemistry, numai un card interesant. Mateuș pune ăsta din nou, un card interesant, dar meh. Cred că le iau pe ăsta, e 5 cu 5 dacă bine țin minte. Da. O, și 97 accelerație, let's go time. Bine ai venit, domnule, poate primim aici ceva portughejul. Benzinaru, Levanciorbă. Bă. Nu prea am venit să iau niciunul, ești nebun la cap, dar iau benzină pentru chemistry. Nu de alta. Ok, arată ceva mai bine draftul ăsta decât celălalt. Să iau un Dombele, dar n-am cum să-l joc, dar l-aș lua pentru chemistry. Dar în același timp, în Didi măcar joc pe ceva. Sau chestie. Nu știu ce lige o să vină, dar eu zic că o să vină Anglia cel mai probabil pe aici. Așa că luăm Inglaterra. Ok, Bruno, ok. Și KDB. Da, KDB. Nu știu ce am crezut că am greșit. Nu-l cheamă pe ăsta KDB. Bun. Deci trebuie să scăpăm de benzinar aici. Un francez din Anglia. Nu știu exact cine a jucat pe acolo, dar un veia. Français, anglais. Bun. Aici nu arată chiar bine. O să-l iau pe Spinazzola. Chiar dacă nu pot, e nu-i cea mai bună variantă și trebuie să iau un jucător din Anglia numai ca să fie. Apoi aici, sincer, e lejer. Ori îl iau pe ăsta, ori îl iau pe The King. Să stai că e și ăsta care are totuși Shadow. Mă, Varan e Varan, adică la modul ei Varan, ești nebun la cap, îl joci până la Team of the Season în 2028. Hai că luăm Varan, frate. Mergem la sigur. Practic ne-am luat Icon moment acolo. Ok, Diego, Carlos. Bă, sincer, nici nu avem altă variantă mai bună aici. Mergem pe Diego, Carlos. Aici direct topor. Eu da cu topor. Am pe ăsta la plezneală. Ederson ceva, măcar acolo. Am înțeles. Ok. Cred că luăm Neuer. Că altceva oricum nu avem ce să luăm de aici, încât să fie relevant pentru chemistry. Foarte bine arată drafturile pe FIFA. Eu nu știu cum reușesc alții să facă drafturi în perioada asta, dar în cazul meu vine să-mi dau cu cheat. Ok. Renato Sanchez, ăsta m-ar ajuta la mijloc destul de mult. În locul lui Gattuso. Dar în același timp parcă l-aș lua pe ăsta acum. Să-l bag în locul lui Varan, dacă tot. Ce complicăciun de drafturi, băi, domnilor. Morți în gas. Și oricum l-am de fapt și pe KDB, pe care probabil o să-l trec în locul lui Gattuso și Gattuso pleacă la culezii castraveți. Hai că luăm pe ăsta. Punem așa. N-arată bine, dar asta este. Ce să-și faci? Ok, Robertson, Mendy. Bă, Mendy, portar bun, dar trebuie să-l bag înapoi pe Varan atunci. Robertson, dacă aș lua aici, ar fi cu Varan din nou. M-ar ajuta mai mult Robertson, cred, decât portarul Mendy. Și cred că așa și facem. Asta este. Băgăm înapoi The King of Kings. Și vedem ce facem cu Spinazzola și cu ăsta.
Probabil pe Spinazzola îl bag super sub pe partea cealaltă, pe right back. Ok, aici aș lua sincer Diogo Jota super sub pentru că are viteză blană și știm că în jocul ăsta nu contează tare mult ce ți joci, dă-i să fie. Pace, cât 99, bun. Ăla e jucătorul pe care îl vrei. Tavernie n-avem cu cine să-i facem chemistry, cred, nu prea. Brazile n-avem pe aici. Hai să luăm pe ăsta la plezneală. Bun, Ben Yedder. Ok. Nu e o variantă rea și cred că o să-l și joc direct titular. Nu stăm full cam, dar tot cam acolo-i. Adică să joc benzinarul, mai bine joc pe Jder. Bun. Hai că n-arată chiar foarte prost draft. Hai că n-arată draft, ești nebun că e Bocanc. Gomez. Îmi fac aici niște chemistry. Dar de ce face asta mai mult chemistry decât Gomezau? L-a reparat tatul ăsta aici? În fine. Vom vedea ce facem rost acolo. Să băgăm la... shit. Clar îl iau pe Ionic. Și o să joace cel mai probabil bandă. Deși l-a jucat striker pe asta. Pe Ionic, team of the mass shit. Vom vedea. Mă trebuie să scoatem atunci pe Jder. Mamă, ce mi-a dat aici, m-o spart. Dar luăm pe ăsta. Ca să facem schema 42,3. Așa, tu mi-i dau la asta? Bă, ăsta e right back! Băgam... Am crezut că e center back, n-am fost atent când l-am luat. Nici n-am știut că ăsta are card de right back, ești nebun la cap. Că nu l-am, fai de capul meu. Acum vă ce țăpă line am luat, în fine, din right back îl trecem pe center back și faci, da, ok. Asta este, ce să faci. Nu te uiți, dai din craci. Ok, Fred și Barney ne-ar ajuta probabil la chemă să te anul luăm. Hai luăm Renato Sanchez, deși nu știu unde el mai bag și pe ăsta. Mamă, dar ce nașpa arată drafturile, deci nu vine să cred. Eu nu știu, bă, fac eu ceva greșit la draft? Adică sigur fac ceva greșit, dar bă, chiar în halul ăsta? Hai că luăm pe ăsta. Îl trecem aici. Ia la Gomezau full. Îl avem în full camp pe Nenea Gomezau. Arată bine draftul. Un singur icon. Și ăla prost. Ce să-și faci, n-ai ce să faci, asta este. Luăm pe ăsta la plezneală. Mai adăugăm un pic de chemistry. Și portarul, poți să-mi dai portar din Anglia, te rog frumos, dacă tot am aici numai Anglia. Te rog frumos, domnule joc, nu fi ratat. Măcar să avem full cam. Da. Ai zice că e o coincidență pură, nu? Este. Din doi portari pe care alegi, să nu-ți pice niciunul din Anglia. Ok. O luăm pe Muslera. Bun. Și ăsta e draftul. O să-i fac treaba pe aici și mutăm pe toți care cum punem și tactici. Și ne băgăm la meci. Bun, prima echipă, na, arată la fel ca așa mea, adică ești nebună. Un Air 9 Moments și un Cannavaro Moments. Deci e clar, fac eu ceva greșit la drafturi. Dacă primesc un icon, câteodată primesc cât un icon, câteodată nimic. Hai, Jder. Ta mă, Jder-ul, mă, nebunul, mă. Lăsăm striker pe Jder. Hai, marinare. Lobao din nou. Bine, marinare. El Marinero. Bine, trei Lobaos. Hai mă, și ne umflă grasul, mă, ești nebun. Ne face și celebrare omul la 3-0. Bine, 3-1. Iau așa, frat. Hai, marinare. Bă, dar cât mai apără portarii la ăștia, băi, real. Ha, mă, Nani, mă, bravo, mă. Și ia să o dăm așa frumos, din încheietură. Faci tu celebrări, ești nebun. Dai un gol ca pârlitul dintr-un șur și o bagi în schemă. Da, mă, da. Ce să faci, mai frate? Ok, nu mă așteptam la asta. Ok, și mai luăm un gol de la Grasu.
Și mai luăm un gol de la Grasu, că aparent așa merge pe FIFA. Te joci cu oameni care n-au mâini și picioare și cumva îți bagă pe bandă rulantă, nu mai poți faci nimic de la un punct. No. Diogo Jota, 99 pezi, ești nebun la cap. Lob și bară, clasic. Hai Jota! Iau așa, prietenașule. Fă tu celebrări, ești nebun la cap. Bă, mi-o dat skip ăsta, cum? Și avem și un penalti. Și la vrăjala, s-a enervat omul, s-a enervat, nu știm de ce. Hai zic cum o dă Ionic. Ciobani. Ciobani, my friend. Adversarul 2. Și ăsta au prins, mă, moment, ești nebun la cap. Dar măcar ale pe Coster în poartă. Ia Costelini. Aia e. Prima șansă, prim atac, direct opor, gol, fără niciun stres. Apără Cost. Apără Cost, încă o dată. Uitați-vă ce-mi face Spinazzola, bă, frate. Doamne ferește, cum e jocul ăsta, bă. Hai, Nani. Da, mă, gol, mă, bine, mă. Hai, Ionică. Ionică, team of the mashit. Cât să mai apere și Costel, dă-l în spanac. Jder, the power of the Jder. Yeah. Ce? Și bineînțeles, pe faza mea următoare nu mai pot să opresc pe nimeni și luăm gol de la Pușchi. Derisimo, haide, offside, bine. Lobinio, din părți. Derisimo, din părți. Nanisimo, gol. Se încearcă, băi, așa marchez eu golurile. Eu dau 4-4, mi 4-3, troi, șai, șuturi și ei dau cât un șut, 4 goluri. Doamne fere. Uitați-vă ce-mi fac jucătorii, băi, nu știu cum e jocul, jur. Deci era să-și dea autogol Neuer, că eu dau de obicei, dacă ați văzut pe live-uri, să arunce mingea direct în bandă și din bandă o pasez la fătărău, de acolo în centru și încercăm să dăm gol. Și vărul meu dat în varană, era să-și o bage în poartă, forță. Asta e statistica, ca de obicei, în teorie dominăm, în practică strângem din buci. Fiecare meci e derby pe FIFA, fiecare meci. Cu cei mai rupți oameni e chinui. Jderisimo! Bară, gol din Lobianu, bine. Bineînțeles. Jderisimo din nou, bine. Și uite așa, mai luat un gol și este 6-5. Absolut orice dau adversarii intră în poartă, indiferent ce fac și indiferent cum fac, nu știu cum se poate. Dacă nu l-am întors, da, comparați golurile ca să înțelegeți de ce mă frustrează jocul ăsta. Ce trebuie să fac eu elastic, o 4000 de pase și ei dau direct cu capul, din centrare, portarul dă cu mâna aia, o bagă în poartă. Și după aia merge tot în față cu Virț și îmi dă gol. Gen, imediat, la faza imediat următoare, nu pot să mai fac nimic. E gata meciul, direct.
Hai, Jot. Fresh. Și la faza imediat următoare se întâmplă asta. Bă, ce-s meciurile astea, bă, frate? Ce-s meciurile astea și ce-i jocul ăsta? Și din nou, comparați golurile mele cu golurile rupților. Bă, deci eu nu știu, bă, nu înțeleg. Bun, s-a terminat meciul 2. 9 la 8. Culmea, imediat ce dau gol, primesc gol. Asta mi se pare o chestie incredibilă în FIFA, adică, bă, dau 9 goluri, înseamnă că știu cât e cât ceva să fac. Și cumva iau 8. Adică nu mai știu să fac nimic în apărare în momentul ăla, culmea. No, ce să faci? Bun, meciul 3, aparent, da. Mai prind băieții așa un alt moment, eu nici la draft. E ok. Hai, Ionele! E să dea asta, mă, ești nebun. Jderu, mă. Primul șut la adversar o să fie gol. Terissimo? Bine, hai, pe rebound măcar. Primul gol din draftul ăsta. Am dat, cred că vreo 16 goluri. Primul gol dat nașpa. Și cum am zis, primul șut la adversar, gol mereu. Al doilea șut, surpriză, este gol din nou. Dăm și noi un gol cu Jderissimo după 400 de șuturi. Bine, Jderissimo. Și încerc să-l opresc pe Vinicius, care tocmai ce-a luat mingea de la kickoff și am luat gol pe kickoff glitch din nou. Cum am zis, adversarii, orice șut gol, iau mingea de la mijlocul terenului, se duc până în partul, că eu nu pot să fac asta. Bine, Nani! Din nou, comparați ce goluri dau și ce goluri iau. Reușim să marcăm bine în Babe Marinaru. Warts, conducem. Hai, Totica. Incredibil, mă, frate. Jota. Da, mă, Jota, mă, știu că e bine să-l bag pe ăsta. E bineînțeles că iau gol la faza imediat următoare, bineînțeles, bine, băieți. Și eu dau bară. Haide! Ăla-i Totica. Și iau din nou gol. Deci, ca să înțelegeți, eu dau gol, bă, ia omul mingea de la kick-off glitch și îmi dă gol. Eu dau bară, el dă iar gol. Cum pot să mă joc jocul ăsta când eu iau gol la orice fază și ei stau pe spate, ești nebun. Da, mă, faza lui Jota, mă, viteză totală, mă. Marș! Bun, și echipa de finală. Bă, cu o echipă din asta, da. Te înțeleg că ai ajuns în final. Ok, bară pentru adversar la prima fază. Și-mi dă gol Rivaldo, bă, ești nebun la cap. După care luăm încă un gol de la Jesus Navas Gabriel. După care Pele ne rupe apărarea în două și Kaká înscrie lejereană. Hai,
Și încă o dată pele și ăsta e și finalul, nu are niciun sens. Oricum am ajuns până în finală, surprinzător. 4.000 de goluri s-au dat, culmea aici. Noi nu putem să facem la fel ca ei. După ce adversarul dă gol, să dăm și noi gol. Ce să și faci? Cam asta este. Hai să vedem ce pachete primim pentru... Ei, n-am câștigat finala, dar am jucat 3 meci. Uitați-vă și voi goluri. Ce să mai zic, frate? Măcar pachetele să fie ceva. Primim un gol player's pack și Jumbo primim un gol pack. Cred că exact aceleași pachete pe care l-am primit și data trecută, nu știu sigur. Oricum, le deschidem mâine la Team of the Season Anglia. Poate pic un Cristiano Ronaldo. Nu știu exact cum l-aș băga în echipă. Fix aia e problema mea acum. Hai să dăm și la asta. Și cam asta a fost episodul. Hai, totiche. Am înțeles. Bun, cam asta a fost episodul. Nu uitați să dați și un like. E foarte important să vă abonați. Și legendar de important, să deja să dați un follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul KTXPGG pe PC Garage. Și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare.